Utilizatorii produselor moderne pe bază de tutun sau nicotină ar urma să primească și ei interzis la fumat în spațiile închise. Principalele măsuri propuse de inițiativa legislativă sunt acelea care privesc integrarea produselor similare celor pe bază de tutun, cum ar fi cele care au la bază încălzirea tutunului, țigaretele electronice cu sau fără nicotină sau narghilelele, și aplicarea tuturor măsurilor legislative în vigoare și asupra utilizării acestor aparate moderne, care au un sistem asemănător ca mod de utilizare și scop cu produsele clasice de fumat. Cu alte cuvinte, restricțiile de consum și regulile speciale de promovare și publicitate ar urma să se aplice și acestor dispozitive alternative de fumat. În acest scop, parlamentarii vor să modifice legea numărul 349/2002 din 2016 și legea 457 din 2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun. Astfel, potrivit propunerii legislative care trebuie să treacă de votul parlamentarilor pentru a se aplica, noile reglementări principale sunt: interzicerea utilizării produselor similare celor din tutun în spații publice, interzicerea comercializării produselor similare celor din tutun în spații din vecinătatea școlilor, în locuri de joacă pentru copii, interzicerea publicității produselor similare celor din tutun prin pancarte în sali de spectacol, în magazine, interzicerea promovării prin sponsorizarea noilor produse de fumat în spațiul public, mai puțin în punctele comerciale care au această destinație, interzicerea fumatului în interiorul autovehiculelor unde se află copii și femei însărcinate. În conformitate cu expunerea de motive a inițiatorilor, noile produse similare tutunului sau cele care conțin nicotină sunt din ce în ce mai des utilizate de minori cu vârste tot mai fragede, acesta fiind un motiv de îngrijorare pentru sănătatea publică, iar reglementarea propusă ar urma să prevină creșterea numărului de fumători și a îmbolnăvirii populației. Rezultatul anchetelor epidemiologice indică o situație alarmantă în ceea ce privește consumul de tutun în rândul copiilor și adolescenților din România. Atrag atenția inițiatorii proiectului de lege, mai ales că tinerii preferă din ce în ce mai des produsele pe bază de tutun încălzit sau cele cu emisie de vapor drept variantă la cele obișnuite, relatează avocat.net.ro.